Festivalul Babel a primit pentru anul 2015 un buget de aproape 5 miliarde de lei, bani alocați de primăria municipiului Târgoviște. Manifestările incluse în programul din acest an se vor derula pe o perioadă de 12 zile, începând cu prima zi a lunii iunie, ziua copilului. Festivalul va debuta pe 1 iunie, orele 10, cu spectacole pentru copii. Avem ziua copilului, deci nu întâmplător debutul festivalului coincide cu ziua copilului și perioada 1-5 iunie, de fapt, va fi dedicată în mare măsură acestor evenimente prilejuite de ziua copilului. Vom avea și o scenă în aer liber, în scoarul din fața primăriei. Invit toți târgoviștenii, toți iubitorii de frumos, toți iubitorii de artă și de spectacol să vină și să participe alături de noi la acest festival. Babel înseamnă idei minoritare în cultură, înseamnă susținerea comunităților care nu au în general acces la cultură în țările lor. Poate de aceea am invitat comunitatea maghiară din Ucraina, care trece printr-un moment destul de dificil, și cred că, dacă mă gândesc că și iranienii vin pentru a doua oară în acest festival, aici devine un loc al păcii și un loc unde oamenii din România pot vedea lucruri pe care, în mod obișnuit, n-au cum să ajungă aici. Anul acesta sunt înscrise în program peste 53 de reprezentații, printre colaboratorii care vor atrage cu siguranță publicul târgoviștean, aflându-se și Royal Shakespeare Company. Așa cum în 2008 a fost aici Volksbühne, se poate spune că anul acesta este Royal Shakespeare Company. Într-adevăr, Volksbühne au venit cu X camioane de decor, cu o mulțime de actori. Anul acesta avem un one-man show, dar nu am nicio îndoială că va fi un spectacol de mare impact la care vă invităm. Pentru buna desfășurare a evenimentelor s-au implicat aproape 300 de voluntari liceni din Târgoviște. Spectacolele se vor desfășura în mai multe locații, inclusiv pe o scenă amplasată în scoarul primăriei. Biletele de intrare vor avea sume modice, de 1 leu pentru copii și 3 lei pentru adulți. Întreg programul poate fi consultat în mediul online.